Aducțiunea și instalarea conductelor de gaze din orașul Giurgiu este asigurată de firma Virom. Nu de puține ori au fost cazuri în care giurgiuvenici au ales să se racordeze la rețelele de gaze, s-au plâns de faptul că lucrările, deși erau efectuate în totalitate, nu li se elibera avizul de funcționare. După o perioadă mai lungă de timp, plină de nervi și nemulțumiri, o mare parte dintre ei au primit avizul. Într-o situație asemănătoare se află și alți 33 de giurgiuveni. Situația acestora a fost făcută publică de către edilul orașului în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local de astăzi. A primit în luna decembrie, după 15 decembrie până pe 26, aproape 33 de cereri de admitere și de începerea lucrărilor, pe care, pe bună dreptate, conform hotărârii Consiliului Local, le-am respins. Potrivit primarului Nicolae Barbu, în luna ianuarie a anului trecut s-a stabilit un regulament al lucrărilor pe domeniul public care nu permite niciunei firme să execute lucrări asupra carosabilului în perioada 1 decembrie-31 martie a fiecărui an. Deși firma de gaze a depus cereri la primărie pentru începerea lucrărilor în luna decembrie, acestea erau finalizate cu o perioadă de timp în urmă. Nicolae Barbu motivează faptul că nu a aprobat aceste racordări deoarece regulamentul ce a intrat în vigoare cu un an în urmă nu îi permitea. Situația de față, având în vedere că vremea se îmbunătățește, cele 33 de racordări vor fi declarate lucrări de urgență și vor primi avizul de funcționare într-o săptămână. De asemenea, primarul orașului mai spune că primăria a solicitat firmei de gaze informații privind programul de investiții pe 2014, precum și ce procent din acestea le revine racordărilor individuale pentru a nu se mai confrunta cu astfel de cazuri.